seara, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Începe jurnalul TV Buzău. Ploile torențiale, însoțite de vânt puternic, fenomene abătute de ieri seara asupra județului Buzău, au provocat ravagii în mai multe zone ale județului. Gospodării inundate în mediul rural, căderi de copaci în orașul Buzău, blocarea temporară a circulației pe două drumuri naționale și întreruperea curentului electric pentru aproape 3.000 de familii. Sunt doar câteva dintre urmările vremii capricioase. În miez de noapte, mai multe familii din satul Cândești, din comuna Vernești, s-au trezit cu gospodăriile inundate. În urma ploilor torențiale, apa scursă de pe versanții din zonă a ajuns pe două ulițe din sat, inundând 10 gospodării și blocând circulația pe DN10. Apă, n-avem cu cine ne certa că e de la Dumnezeu. Mai e vinovat și domnul primar că vorba aceea, trebuia treaba asta făcută mai de mult, că trebuia desfundat acolo canalul la Hodoba, cum... Așa, și trebuia pus oamenii ăștia care ia ajutor social, nu? Noi avem grijă ăștia la să ne plătim datoriile la timp, dar ar trebui și primăria să și împuie cuvântul mai mult. Și acum așteptați să vină pompieri să vă scoată apa din gospodărie, nu? Bine, a venit săraci, de când scoate, că e de la 3 azi noapte când m-am sculat eu, dar era apa atâta. Când am simțit eu că lătra câinii de a, m-am dus de ea, am luat din lan și i-am băgat în casă acolo la babă ca să nu... A intrat în casă? La mine n-a intrat pentru că am pus niște preșuri, când s-au udat, le luam, iar puneam altele. Și da, a ajuns până la scară, până sus. Pe acolo a venit, pe aici, pe aici. Mă intre pe îngrajină, vine așa, pe aici vine încolo, la băiatul. Tati, că tu nu purtă la pe casă. N-a intrat în casă, nu? N-a intrat în casă, atât, numai atât, recordul de acolo la drum. A venit după Odobelul, așa se numește, după deal de acolo, sau Viitura Mare, s-a blocat că e podul mic, e un tub mic, și n-a pătruns apa, n-a putut să intre pe... că e mic, s-a blocat cu lemne din pădure, cu de toate, și pe urma sărit apa, a intrat într-o livadă și iar s-a blocat la alt podeț, că toate sunt mici care traversează, de traversează drumurile și calea ferată și tot. Și a plecat spre sat, toată apa în loc să ducă unde trebuie, să ducă în gârla Buzăului. A venit la dumneavoastră? A venit peste noi aici în sat și acum ne chinuim să o scoatem și noi, cum am putea. Da. E foarte greu, că e de un metru apa în grădină. La animale, la porci, la lesele de porumb, tot e în apă. A venit apa peste noi, după coastă. Și ai, ce pagube aveți în casă? Parchet, tot ce ține de zugrăveală, mobilă. Chemați în ajutor, pompierii au intervenit cu mai multe motopompe. Ne-am deplasat la fața locului cu două echipaje, o autospecială de apă și spumă și trei motopompe și am adoptat un dispozitiv de evacuare a apei din ultima gospodărie dintre cele 10, unde a intrat apa și în casă. Asta și din cauza configurației terenului. Nu ne-a permis la... acest moment să scoatem apa numai și numai din casă, a trebuit să golim aproximativ o stradă cu curți pentru a putea să facem acest lucru. Primarul comunei Vernești, care a încercat să îi ajute pe localnici, a precizat că, după o evaluare a pagubelor, administrația locală împreună cu responsabilii de la prefectură îi vor despăgubi pe sătenii ale căror gospodării au fost inundate. Deci am stat toată noaptea de permanență, spre dimineața a venit Viitura Mai Mare. Am blocat DN10 cu ajutorul celor de la poliție vreo oră jumate, două. Am intervenit, am deblocat drumul, după aceea am intervenit cu cei de la ISU pentru deblocarea la case. Sunt vreo 11 gospodării afectate total. Așa, și vreo 5 case în care s-a și intrat apa. Gospodării și case inundate au fost și la Viperești. Ploile torențiale au provocat probleme și în orașul Buzău, unde în mai multe zone traficul a fost îngreunat, la fel cum s-a întâmplat și pe DN2 E85 în zona Crucea Comisoaiei. Potrivit autorităților, fenomenele meteo extreme au lăsat fără curent pentru câteva ore aproape 3.000 de familii din mai multe comune. Azi după amiază, responsabilii Comitetului pentru Situații de Urgență au făcut o sinteză a problemelor sesizate din teren. Am avut două municipii afectate și 16 comune, în total 18 localități.
După cum bine cunoașteți din comunicatele anterioare, probleme au fost la Vernești 11 gospodării afectate, la Viperești 11 gospodării afectate, la Beceni 1, la Pârscov 1 și a mai apărut ca noutate în comuna Merei, sat Lipia, o gospodărie inundată. La așa cantități de precipitații și debitele apelor ce străbat județul au depășit cotele de alarmă, Nișcovul, Câlnăul și Slănicul fiind pe lista neagră. Autoritățile sunt în continuare în stare de alertă pentru că Buzăul nu a scăpat de amenințarea ploilor torențiale, iar în câteva zone ale județului s-au reactivat alunecări de teren. Monitorizăm în continuare situația din județ. Alunecările de teren sau cele reactivate încep să-și facă simțită prezența. De asemenea, avem oameni în teren în comuna Puiești, fiindcă suntem pe cod roșu, pentru a acorda sprijinul necesar populației sau comitetelor locale la nevoie. De pildă, la Colț s-a reactivat o alunecare masivă de teren care a dus la ruperea unei însemnate porțiuni dintr-un drum ce face legătura între două sate. De asemenea, viitura formată azi noapte pe un pârâu a dus la ruperea drumului care face legătura între satul Colț și Muscelul Cărămânesc. Nici podul de la intrarea în localitatea Colți nu a scăpat de furia apelor. Dacă în urmă cu o săptămână vorbeam de afectarea unui pilon al structurii, azi noapte un alt pilon a fost avariat. La Colți au fost reactivate alunecările de teren de pe drumurile comunale. Dacă vorbim despre casele care au fost afectate, s-a făcut o evaluare pentru cantitatea de ciment necesară și pentru alte materiale de construcții, dar deocamdată stăm pe loc, nu trimitem nimic să facem evaluare pe tot ce s-a întâmplat. Am trimis proiectul de hotărâre de guvern pentru alocarea cantității de motorină necesare la nivelul județului Buzău din codurile anterioare, din data de 19 și 45 mai. Este în pericol de prăbușire un pod din tuburi. Două tuburi sunt luate, dar domnul primar o să găsească o soluție. Chiar am spus să ia împrumut o cantitate de motorină, urmând să primească motorina necesară. De asemenea, astăzi autoritățile au decis să întrerupă circulația pe drumul județean 100H din localitatea Grăjdana, comuna Tisău, pentru a efectua lucrările de reabilitare a drumului afectat de o alunecare de teren. Pentru toate problemele semnalate în județ, oficialii Comitetului pentru Situații de Urgență fac evaluări, în așa fel încât să obțină finanțări imediate pentru înlăturarea efectelor calamităților.